Ia uitați-mă, băieți, ce cu clădirea asta de aici? Bă. Wow, am zis, bă, că vă aduc în paradis. Bă, ai avut dreptate. Ia, hai să vedem. Și lamele le lăsăm aici sau ce facem cu ele? Doamne. Hai. Aoleu. Ce faceți, mă? Bună. Ia uite, a intrat ăsta în curte așa la dealer și, bă, înapoi afară. Gata, care? Gata, ne scuzați, ne scuzați. Ce faceți, mă? Ce, mă, cu lama aia? Cu asta am venit în coa. Cu aia? Păi și aia altă de acolo, ce e cu ea? Păi fiecare a venit cu câte o lamă. Aaa, păi ați venit cu lamele. Ia, veniți încoace, că lamele astea nu cred că au ce căuta aici. Aveți acte pe ele? Acte? Nu. Aoleo, păi veniți cu lamele fără acte. Ia, veniți încoace, veniți încoace, că nu se poate așa ceva. Asta a cuia. Ia, urcă-te pe ea, mă. Ea mea, gata, așa. Așa, ia veniți încoace. Care sunteți voi, mă, că pe voi nu v-am mai văzut până acum. Pase, ți-am zis că trebuie să facem rar la lame. Păi da, rarul, aveți buletine? Nu. Buletine, că nu mai avem, am pierdut tot. Aoleu, ați pierdut-o pe drum. N-avem. Hai, veniți încoace cu mine, veniți încoace, că aici în mall avem ăsta, evidența persoanelor. Unde? Ia uite, bă, Bane. Care vorbește? Vine încoace, mă. Ia uite, mă, pe ăștia. Ia, urcă repede la... Nu? Cine e ăsta? Unde urci? Ciobi, vino cu acea, să urcăm la aici. Aoleu, cine sunt ăștia? Nu știu. Unde ai găsit? Păi, unde ai găsit? Era un pădure aici, lângă dealership. Un pădure? Da, au venit cu lamele astea. Unde era asta de evidența persoanelor? Nu era aici la mall. La primărie? La primărie, da. Dar cine merge cu ei până la primărie? Unde e, mă, primarul? Domn primar. Primare! Era pe aici mai înainte. Era pe aici, hai, l-am auzit, mol. Hai, l-am auzit. Ce-i cu gălăgia asta? Ce-i cu gălăgia asta? Bă. Ia uitați pe cine am găsit lângă dealership. Trebuia să-i bagi în mall? Păi normal că trebuia să-i bag în mall, că te căutam pe tine. Cu tot cu lame? Da, păi și ce să fac dacă slipiți de lame? Domnul medic, dezlipiți-i. Au, mergi. Folosiți foarte călătează pantalonii. Uite, gata. S-au descurcat ei. Ah, super. Păi da, nu, cred că nu se suptă dacă iau. Păi da, gen, am plecat. Ce? Eu vreau să vă luați lamele. După aia vreau să le luați de aici. Lasă-ne lamele. Ia lama. Lame. Cine spore? Cine doarme? Blu dorme. Neață, ce? Neață. Primarul obosit. Pic am grăgeos, dar merge, da. Da. Bă, ce, cine sunteți? Ping, de unde ai adus? Păi erau lângă dealer și mă, au venit aici cu lamele, n-au nici buletin, nici rarul la lame. Bă, ia pune aici jos și hai să-i luăm la întrebări, puneți-i pe canapea. Da, exact, luați loc aici, luați hai, toată lumea, hai loc, pe loc așa frumos. Nu, voi pune da, în spatele meu. Okay. Da, mă, da, voi. Ai obosit, Ciobi. Da, așa. Nu, că sunt bătrân. Hai, părând toată lumea, de la stânga la dreapta, băiatul verde, cine ești? Bună, eu sunt Ase și Robilian m-a dus aici. Ase mamacita! Nu e aia dintr-o melodie, Ase... A, deci nimic. Era Ase, no... Nu e aia, nu, mă. Da, lasă-i pe ăștia, continuă. Robilian a venit cu o idee, că știe el ceva șmecher și am ajuns aici. Deci v-a dus lamele aici, am înțeles. Da. Trebuia și să vă spălați pe mâini și pe picioare înainte să intrați. Eu sunt suspectul și e vina lui, Romilian. Bă, ce aveți cu mine, că l-am scăpat? Păi tu ne-ai adus aici. Păi da, dar era eu pe pământ, așa mi-a zis Veric. Ok. Păi dacă toți sunteți aici, nu știu, mie îmi place să bag oameni cu japca în oraș, să avem forță de muncă, să vă muncim, să vă... așa. Și vreți să rămâneți în oraș? N-au bani, mă, lasă că-i punem la muncă. Nu trebuie să știe. Așa, da, vreți să rămâneți în oraș? Păi altceva n-am ce să fac, eu unul. Ce pot să fac mai bun de atât? Păi vă dăm terenuri aici în oraș, o să aveți locuri de muncă. Da, nu, lasă. Dar putem păstra lamele? Da, puteți să vă păstrați fiecare lama. Yeah. Și mie îmi convine. No, bun. Am convine. Stai așa, să verific. Care terenuri sunt libere. A văzut, Blue, cât era taxa aia să stăm aici în oraș? Că parcă era ceva taxă. Să stăm? Mamă, băieți, au zis taxă. Și noi n-avem nici bani. Nu era taxă de a locui, gen, nu așa era. Nu, că n-am, plătesc după extindere. Cred că cel mai rău caz, vindem lamele ca să ne plătim taxele, că altceva n-am nicio idee. Adevărat. Păi ce să fac? Da, lăsați-mă fără taxe, că după aia cumpără extindere, vă cumpără chestii de la magazin. Bine, bun, ok, gata. Așa, da, stați să verific lista cu terenurile. Am 3 terenuri libere pentru voi, gata, făcute. Perfect. Așa, să verific aici, am și niște cărți să vă scriu contractele pe teren. Hai să vă arăt, nu terenurile, și să sigur. Vă și notez aici. Ca să știm de la cine luăm taxele, extinderile, da. Auzi, Blue, unul dintre ei le dai terenul ăla tocmai de la capăt? Da.
Ha, ce înțeapă. Credeam că o să fie mai bine aici, frate. O să vedem care... Băi, vă aud. Ce ai, bă, cine auzi? Da, 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 acum, acum, acum. Oooo, da, da. Așa, uite, aici, acesta este orașul Park City. Omul ăla e renumit un Arc de Triumf acolo, în depărtare. Da, 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 acolo e Arcul de Triumf, frumos, vopsit, aranjat, recondiționat. Mamă, n-am crezut că era. Și exact aici sunt două parcele pentru voi, nu știu, doi dintre voi, care vreți, jucați piatră, farfecă, hârtie, vă bateți, nu știu, faceți ce vreți, dar doi dintre voi rămân aici, pe parcelele astea, o parcelă aici, o parcelă dincolo. Putem să-i punem să se bată până la moarte? O idee bună. Vor ei. Ok, vreau să-l văd pe Rombilian și pe Ase cum se bat. Vin aici, mă, vin aici, vin aici. Vin aici. Ah, ok, ok. Ia asta, ia asta. Stai. Bă, 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 bă! Stai. Ia, bă, ia asta. Hai să nu plec. Hai, domnul arbitru. Bun, bun, v-ați pus amândoi checkpoint aici? Băi, acum da. Așa, pregătiți? Da. Hai. 3, 2, 1 și... Bă! Oh. 2, 2. Bă! Egalitate. Mă, ce? Băi, ce cine bine asta? Atunci, Ase o să ia terenul ăsta și Rob Milian următorul. Uite, e bine așa. O, vecinul. O, vecinul. Voi stați așa să vă trec aici atunci. Deci lista cu terenuri, asta care ar trebui să fie? Ar trebui să fie terenul nou. Bun, Ase, poftim, contractul. Mulțumesc. Pe teren, dacă te întreabă poliția ce faci aici. Deci de asta trebuie să am grijă ca de ochii din cap. Da, da, da. Ok, am înțeles. Ai o torță, bro. De asta ziceam, bro. Rob Milian. Okay. Și atunci lui Garfield îi rămâne ultimul, primul teren, așa. Consultă-i pe ăștia să n-aibă boli. Asta voi face, da, da, da. Da, da, păi domnul medic, hai da. Vă știți cu probleme, aveți istoric ceva, un istoric medical sau... Nu. Aoleu, tuse asta... Tuse asta nu prea-mi place. Ia păstă și pe o distanță de 2 metri, așa, de control. Așa, am revenit. Da, deci, trebuie să facem un vaccin, așa că stați puțin cu spatele, ok? E, nu e treaba ta, tu doar uite-te în spate. Așa, bun, gata. Wow! Ai simțit ceva? Nu, n-am simțit nimica. Ok, păi, bun, tu gata, ți-am făcut vaccinul, ești ok. Da, uite, stai aici, pentru că acum să trecem la Ase. Așa, stai la fel cu spatele, ai văzut cum e procedura. Da, stai, domnul doctor, să vă explic o chestie. Deci eu am tusa aceasta din cauza faptului că pe drum ne-a prins o ploaie din aia groaznică. Și unde să ne adăpostim și noi, efectiv, am răcit. Dar nu e nimic grav încât să-mi faceți acel vaccin. Hai, lasă, pune fundul sus. Da, vaccinul este oricum obligatoriu pentru toți cetățenii. Aoleo. Bun, hai, ești pregătit? Da, da, da. Tare. Bam. Au! Bă, ce-a fost asta, băi? Stai acolo, să vedem și la tine. Deci pulsul e ok. Bine, a crescut puțin acum de când cu vaccinul ăsta. Dar în rest și tu pari destul de sănătos. Ești un paracetamol ceva, amândoi să luați. Da. Chiar hai că deja mă simt sănătos. În mod normal costă 200 de nosoși, dar... No. Păi da, dar știți că abia am venit, v-a pus primarul, e acolo de primărie. Da, da. Ne treceți pe caiet în cel mai rău caz, știți? Sau doar tăiați de pe carnet și gata și ne lăsați. Sau, da, așa. Na bine, hai vecine să mergem. Mamă, ia uite casa aici. Bă, ce-i asta? Almo, e că e ghețaro. Cred că aici stă domn doctor. Domn doctor, o? Dar ce turnul ăsta? Te trag de volan, trag de volan. Salut, băieții! Bă, asta de ce are mașină și noi nu? Bun, atunci mă duc să-l caut, că nu știu unde. Dă bă mașina! Stai că am vrut și eu să văd cum merge. Hai că i-am consumat benzină. Facem ceva. Ce dacă să facem? Tu vrei să testezi mașina, dai 10 lei. Bagi. Cât? Domnule Garfield. 10 lei. Luați-l pe sus. Avem treabă, trebuie să veniți cu mine de urgență. Stai așa. Deci hai, eu vreau să chem poliția, știi unde e poliția? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Nimic, domn doctor. Cred că mașina, băieții. A picat de pe lamă când a venit, știți, și cred că s-a lovit un pic la cap. Băi, am furat mașina care mi-a făcut-o cadou pe in. Dar cum că nu vezi că e aici, cum ți-am furat? Ce, domn doctor, vezi că s-a lovit la cap rău de tot. Da, da, eu zic să-l luați pe sus. Ce v-a spus în mașina asta? E mașina mea. Poți să-l întrebi și pe domnul pe in. Vezi, e nebun, hai să ducem mașina asta înapoi la dealership. Oleu! Da, hai să-i lăsăm să-și facă treaba. Orice ar zice, n-are dreptate. Am auzit că m-au căutat. Da, e nebun.
Da, 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 veniți cu mine, veniți cu mine, dar lăsați mașina aia, vă rog eu frumos. Pe unde, deci unde omul, noi am avut noroc cu parcelele astea, frate, dar omul, mâncați-i și sufletul tău, care mașină. Cred că ar trebui să ne dăm și noi bine pe lângă băieți, să vedem. Na, mă, Rob Milian, mă duc și eu în treaba mea, frate, să văd. Ah, hai. Că am și-o de făcut aici, să văd ce fac cu terenul ăsta. Na, bine, frate. Dacă ai nevoie de ceva, uite acolo stau. Suntem vecini. Hai, te pup, bro, te pup, te pup. Hai, ne auzim, salut. Bă, frate, acum mă gândesc unde îl găsesc eu pe Peinuț, frate. Că parcă de undeva din priviri mă știu așa cu Peinuț. Și nu știu, mă, frate, de unde îl știu eu pe el. Ia stai să vedem, treci în strada ilegal, ne vede cineva? Aoleu, 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 că-mi iau amendă. Hello, hello, hello. Da, mă, te-am auzit din prima. Dă-ți puțin casca jos, te rog frumos. De ce? Dă-ți puțin casca jos. Dă-ți puțin casca jos, te rog frumos. Extraordinar, da. A, bă, eu te știu pe tine de undeva. Da? Te cunosc, da. Te cunosc de undeva. Te cunosc. Mă cunosc de undeva? Te cunosc de undeva, da. Bine, mă bucur. Și eu te cunosc pe tine de undeva, parcă așa, acum că te văd, mă uit așa la skin-ul tău, parcă mi-aduce aminte de unul Oase Mădălina. Nu știu dacă tu ești. Eu, da, eram copil, gen, eram puțin mai... Bă, stai mă, nu mă inunda. Fii antena. Explică-mi și mie puțin cum stă treaba, cum fac bani, ce deci fac. Bun, deci fii atent, hai să-ți arăt, vin aici, e perfect. Așa, da. Deci uite, aici e banca, da? Banca. Exact, asta e banca. Și uite aici tu, când mergi la minat, trebuie să strângi în felul următor. Diamante, aur, fier, redstone, lapis cupru, obsidian, căul sau 1000 de blocuri de orice fel. Și primești, de exemplu, $1 pentru 7 diamante sau $1 pentru 10 aur sau $1 pentru 15 fier. Ai înțeles, nu? Da, 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 asta am înțeles. Exact, exact. Și practic așa faci rost de bani acum la început. După care pe viitor o să trebuiască să deschizi un shop la mall sau să te angajezi, să ții un job. Uite, eu, spre exemplu, sunt bibliotecar. Bine. Exact, exact. Și având în vedere că sunt bibliotecar, uite, o să te ajut cu ceva. Da? Mamă, dar ce faine-s backpack-urile astea, wow. Aha, bine, hai, vino, fii atent. Hai să te ajut și pe tine cu un backpack de ăsta. Și o să îți pun și un enchant pe backpack. Mamă, enchant pe backpack? Bă, ești nebun? Da, da, da. Uite, ce zici de ăștia sunt lupii noștri? Ăsta e Fenrir și Akira. Ăsta Akira, e Akira. Da. Mamă, și asta e o jucărie cu Warden? Bă, ești nebun. Da, da, uite aici ai mâncare, dacă vrei. Și mai avem în felul următor. Deci, uite aici un ghiozdan, da, ăsta ar fi un ghiozdan. Ăsta e doar al tău, frate, da? Ia uite, l-am în spate, bă, ești de bun. Da, l-ai pus în spate, exact. Fii atent aici, mă auzi? Ești atent? Da, 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 da. Deci fii atent aici. O să te ajut cu niște iteme, dar să nu le spui celorlalți, bine? Deci să nu le spui că te-am ajutat cu niște iteme, fiindcă sunt niște iteme foarte OP, da? Păi și dacă mă oprește poliția și mă întreabă? Păi da, l-ai făcut, ce naiba, dar celorlalți să nu le spui, înțelegi? Ok. Bun, fii atent, da? Deci uite odată aici. Ma. Să te poți apăra, fiindcă sunt o grămadă de monștri foarte puternici. Mamă. Deci tu ești cam bogat, să înțeleg. E, bogat acum, nu ești bogat, nu. Așa, bun, uite aici, ăsta, deci ăsta vezi că e foarte OP. Cu ăsta o să mergi tu la minat să faci rost de bani. Adică să de resurse, după care ți le dai la schimb la banc. Fii atent. Mamă, ce-i ăsta? Vezi că ăla costă 300 de dolari. What? Da, exact, ia-ți de aici armură. Uite, ai o pereche de boot cu Protection 4, Unbreaking 3, Feather Falling 2. Mamă, vei mai făcut bărbat. Așa, așa, și ce să te mergi? Da, știu cu ce te mai pot ajuta, stai așa puțin. Ți-am zis că te ajut cu enchanturi pentru backpack, nu? Okay. Păi fii atent aici, deci odată o să-ți dau mâncare. Uite aici, să ai și tu niște mâncare. Nu am nicio foarte multă, deci... Niște atât. Mâncare. Nu e așa multă, să știi, o să vezi că te duce destul de rapid mâncarea, o să vezi. Unde e copănelul ăla? Uite aici. Pune copănelul ăsta în rucsac și uite aici ceva foarte rar, un artefact. Și doar trebuie să... Mamă, ce e asta? Băi, deja e șmecher, să știi că deja e șmecher cât de cât. Îți mulțumesc, o să-ți înapoiez datoria. Da, 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 sunt convins. Păi nu? Cu siguranță. Da, mamă, dar urât știu, face elefantul ăsta, frate. Păi se bucură că ai venit și tu în oraș și îi plac oamenii noi, știi, gen... Se prietenește rapid cu oamenii. Așa, și uite aici să-mi iau și eu astea 1900 de diamante pe care le am. Bun, fii atent. Uite ăsta, îl vezi? Da, da. Deci e sigur că îl vezi? Îl văd. Bun, l-ai luat? L-ai luat, cred că deja. L-ai băgat direct în ghiozdan, dacă nu mă înșel. Da, da. Exact.
Și îl pun tot acolo, nu? Da, tot la sloturi, da, normal, normal. Așa, și fii atent. Hai, stai și cu magnetul ăla, dacă tot am început aici să... No, no, e ok, ok, e ok de început, îți mulțumesc frumos, chiar e ok. Nu, ba mă, ba, dă-mi înapoi magnetul ăla, dă-mi-l înapoi de pe slot, ca să ți-l fac și ăla, mă, frate, să fie... De Doamne ajută, ia să vezi. Fie de gold, știi, ca să nu mai ai treabă cu ghiozdanul ăla, că... Na, după aia ai timp să-ți faci tu mai multe ghiozdane, oricum nu o să-ți ajungă un ghiozdan ca fapt divers. Să te aștepți că o să mai craftezi încă vreo 15 ghiozdane. Da, nu-i problemă. Da, da, da. Ok, bun, gata, fii atent. Și pune-l pe ghiozdan și ar trebui să fie suficient. Mamă, îți mulțumesc mult. Da, n-ai pentru ce, cu mare drag, cu mare drag, da. O să mă duc și eu înapoi la mine, la casă, care nu e casă încă. Așa. Și promit, uite, trece-mă pe datorie, trece-mă pe foaie, când o să fiu eu baștan și o să fiu șmecher. Lasă-mă, nu trebuie, nu trebuie. Ești sigur? Da, mulțumesc, sigur, mulțumesc. Convins. Mare drag, cu mare drag, da, să... Te pup, te pup, ne vedem mai târziu, mersi frumos. Da, 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 cu, și eu, ne auzim, hai, du-te la treabă, treci la treabă. Mă duc, te pup.